O, Doamne, Tată, te laud, te ador, te slăvesc și îți mulțumesc că ești Domn, Dumnezeu, Stăpân și Creator. Glorie ție! De aceea vin să pun în mâna Ta, O, Doamne, lucrarea Ta, O, Doamne, din lumea întreagă. Binecuvântă lucrarea Ta din lumea întreagă. Binecuvântă lucrătorii Tăi, pe toți frații și surorile mele care se ridică în numele Tău. Împlă de Duhul Tău, Sfânt, dă-le putere să vestească cuvântul Tău cu putere. Binecuvântă toate bisericile din lumea întreagă, care sunt după voia Ta și slujitorii bisericilor care sunt după voia Ta. Binecuvântă, Doamne, toate organizațiile misionare și misionari care sunt după voia Ta. Binecuvântă, Doamne, toate organizațiile evanghelistice și evangheliștii care sunt după voia Ta. Binecuvântă pe toți frații și surorile mele care se ridică numele Tău și vestesc cuvântul Tău într-un fel sau altul și îndeosebi pentru cei care vestesc cuvântul Tău prin televiziune, prin radio, prin presa scrisă, prin cărți, prin evanghelizări masive sau personale. O, Doamne, în azile, în orfelinate, în spitale, pe străzi, la cei necăjiți, întristați, îndurerați, ascultă-le rugăciunile și lucrează Tu, O, Doamne, și dă-le putere, O, Doamne, dă-le putere, O, Doamne, să vestească Evanghelia prin puterea Duhului Tău Sfânt și cât mai multe suflete să se împace cu Tine, să primească mântuirea și prin aceasta numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Mă pun și eu la dispoziția Ta, sunt vasul de care Te poți folosi. Curățește-mă, eliberează-mă de tot ce nu este după voia Ta, umple-mă de Duhul Tău Sfânt, echipează-mă cu toate darurile Duhului Sfânt ca să mă facă folositor Ție și lucrările Tale și dă-mi putere din puterea Ta de a Te sluji, de a Te vesti, de a Te mărturisi și du-mă acolo unde ai nevoie de mine și folosește-mă după voia și puterea Ta și în toate numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Amin. Ogoarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini. Mă dăruiesc, O, Doamne, în întregime, ca să culeg recolta dintre spini. Sunt aici la dispoziția Ta, cheamă-mă, Te voi asculta. E timpul potrivit pentru popoare, mai sunt în lume încă mari comori. Iisus mai cheamă oamenii în lucrare, să fie toți cu El biruitori. Sunt aici la dispoziția Ta, cheamă-mă, Te voi asculta.